ziua și bine v-am regăsit la o nouă emisiune. În această zi avem bucuria să avem alături de noi două invitate care au venit de la Pașcani. Ele sunt Mihaela Citaru-Ungureanu și fiica acesteia, Celia Georgiana. Bine ați venit! Bine v-am găsit și mulțumim pentru invitație. Cu drag. Este plăcerea noastră să vă avem în mijlocul nostru și publicul romașcan și județean vă poate cunoaște în felul acesta. Da, eu cunosc publicul romașcan, apropo de asta, pentru că am participat împreună cu facultatea la bibliotecă, la activitățile desfășurate de facultate, de conservator din Piatra Neamț. Noi am fost prezenți la evenimentele la care dumneavoastră ați participat și le-am difuzat pe post. Telespectatorii noștri l-au văzut cu siguranță. Nu întâmplător sunteți aici. Nu întâmplător. Da. Vreau să mulțumesc pe această cale Ionelei Mardare, pentru că datorită ei le avem pe cele două soliste în mijlocul nostru. Vreau să vă cunoaștem mai bine. De când ați început această carieră muzicală sau ce v-a făcut să porniți pe acest drum? Cariera muzicală pentru mine deocamdată e mult spus. Eu am început cu cântarea României pentru că am prins perioada când aveau loc aceste activități școlare. Iar dragostea pentru cânt am dezvoltat-o din timpul copilăriei când mergeam la Casa Pionierului, se numea, actuala casa Clubul Copiilor. Clubul Copiilor, de fapt. Din Pașcani. Da. Din Pașcani. După care am mers la diferite concursuri și după ce am terminat școala în sat, am mers la Piatra Neamț, unde am făcut liceul de artă Victor Brauner. Am terminat în 96 la clasa de canto a doamnei profesor Elena Botez. Și după aceea am avut o întrerupere, să spun așa, urmată de nașterea fetei, venirea pe lumea ei și nu am mai cântat. A fost o pauză, practic. O pauză totală până în anul 2013. Când ați revenit. Când am revenit în forță. V-ați hotărât. Da, neapărat. Asta e bine, când ați abandonat visul. Nu, n-am încetat niciodată să cânt, asta este sigur. Deci, dacă în tinerețile mele cântam muzică ușoară, pentru că așa era visul fiecărei fete... Și ce muzică? Ce piese? Cântam gen Oana Sârbu, cântam Mădălina Manole, cântam Laura Stoica, mi-aduc aminte un actor grăbit sau Fată dragă, nu fi tristă, sau erau... Hituri. Da, da, pe vremea aia. După și care... Și asta se ascultă la tot da, felul da, de evenimente. Sigur. Pentru mine sunt piese de rezistență care nu vor muri niciodată. Și am observat că în ultimul timp, chiar și cei care abordează genul de muzică pop, vechile piese ale căror interpreți nu mai sunt sau au o vârstă înaintată, le remixează și se cântă în continuare muzica cu care noi am crescut. Este muzica autentică, pentru că în vremea respectivă erau voci bine pregătite, voci puternice și în ziua de azi tineretul se inspiră. Exact. Și vedem la show-urile de televiziune de divertisment cum cei din ziua de astăzi abordează piesele vechi, încercând să ajungă să egaleze practic acele interprete. Dar... Eu, în schimb, am o părere pe care nu știu dacă mi-o schimb. În general, o piesă de succes, care are succes, și le spun și elevilor mei, când o persoană are o piesă cu care se lansează, cu o piesă care prinde la public, indiferent ce gen este, niciodată sau foarte rar cei care vor să imite nu vor ajunge la acel nivel. Asta este părerea mea și îmi susțin părerea. Pentru că
imitând, nu știu dacă reușești chiar să, nu știu dacă m-am explicat corect. Deci, în momentul în care ai dat boom-ul cu piesa respectivă, publicul te admiră și te iubește pentru ceea ce vede, pentru ceea ce ai transmis. Iar celălalt care vrea să imite sau vrea să promoveze aceeași piesă, dar într-un alt mod, nu știu dacă are aceeași priză la public. Pentru că publicul deja a fost prins sau dacă e piesă foarte veche, atunci își amintește de calitatea omului, a piesei din anii anteriori. Da. Exact. Și își va da seama, nu poate să cânte exact ca, nu i-a ieșit. Așa este. Da, pe da. Eu îmi mențin autentic... părerea asta, pentru că întotdeauna trebuie să-ți creezi stilul tău, nu neapărat să imiți. Corect. Celia Georgiana, aș vrea să ne spui câteva cuvinte despre tine. Ești atât de tânără, mama ta e cântăreață. Cum ai pornit și tu pe acest drum? Te-a inspirat mama sau ai avut alte motive? Când am cântat pentru prima dată muzică, o melodie de muzică populară, eram în clasa 6-a. Așa. Și am cântat în cadrul unui concurs organizat în săptămâna școală altfel, organizat de doamna profesoară de muzică. Și până atunci nu cochetam cu muzica populară, ce-i drept. Ok. Pe mama nu auzisem cântând muzică populară atât de mult. Mă refer cum e acum, spectacole sau în alte părți. Iar apoi am ajuns la liceu, am activat în cadrul unui ansamblu și în 2016 am organizat un spectacol caritabil la Casa de Cultură Mihai Sadoveanu la Pașcani, unde m-am decis să debutez data de 10 mai 2016. Nu ai uitat ziua. Nu. Și atunci, pentru prima dată, a venit și mama pe scenă, cântând o melodie de muzică populară. Oh, ce frumos! Și de atunci, practic, am început eu să cochetez mai mult cu muzica populară, înainte neavând ocazia. Apoi am început amândouă să avem piesele noastre proprii, să ne facem ușor-ușor un repertoriu. Iar cu ansamblul cântam la nunți, la evenimentele private și dansam, doar că erau melodii de la alți interpreți. Da. Bravo, deci ai avut un start destul, da, destul de mică, cu oricum ești tânără, abia da, început. Am avut un prilej bun, adică am fost norocoasă să pot debuta într-un asemenea spectacol. Și bine că ai profitat de ocazie. Da. Da, atunci mi-am amintesc că au fost Angelica Flutur, Alexandru Brădățan. Da, au participat la spectacol. Erau Plaiuri Pășcănene, se numește ansamblu, unde a profesat. Da. Și chiar suntem mândri, pentru că împreună au făcut lucruri frumoase, au construit lucruri frumoase. Foarte frumos. Ce vreau să vă întreb, dumneavoastră participați și la evenimente private? Adică, ok, cântați muzică din folclor, dar dacă sunteți chemate la, nu știu, la o nuntă, un botez sau la un alt eveniment, dacă sunteți invitate, participați? Da, de cele mai multe ori acceptăm și mergem. Deci dacă publicul dorește să vă contacteze, adică vă contactează, de obicei primesc răspunduri afirmative pentru că faceți acest lucru. Asta e bine de știut. Da. Observ că sunteți îmbrăcate foarte frumos. Foarte frumos. Costumele populare, de unde le aveți? Sunt greu de achiziționat sau aveți o altă modalitate? Nu știu. Costumul popular pentru mine e exact cum mai spunea cineva și mai spuneam și eu și în alte interviuri, exact cum e rochia de mireasă pentru o mireasă în ziua nunții. Da. Eu consider portul popular că este o singura piesă de rezistență rămasă cu care ne putem mândri. Sunt într-adevăr greu de achiziționat, în afara faptului că acum se găsesc pe toate drumurile, în toate magazinele. Da, dar sunt de comerț care... Dar cele cusute manual sunt cusute într-adevăr în casă. Noi toate iile care le avem... Majoritatea iilor pe care le avem sunt cusute de bunica. Nu știu dacă avem două cumpărate. Cred că două sunt cumpărate. Două cumpărate. Așa, rest toate sunt cusute de mâna mamei mele. Deci sunt autentice. Și acestea pe care le purtăm sunt...
Avem catrințe mai multe, pentru că, na, ne asortăm. Și sunt țesute și ele în casă. Astea, spre exemplu, sunt de la Miroslovești. Țesute. Puteți să vă ridicați puțin în picioare. De o bunică. Așa. Da? Foarte de catrința, de fapt, e fustă, pentru că catrința este cea care are poalii, care se pune parte peste parte, dar întotdeauna partea dreaptă peste partea stângă. Asta se numește bârneață sau brâu. Sunt opincile. Tot manual e făcută? Tot manual, e cusută manual și asta, tot purceliți. Și ciorapii împletiți la mână și opincile cumpărate din târg, din pielii. Ne pare rău că nu se poate vedea la cameră și opincile, că sunt interesante. Și șosete din lână. Autentic. Baticul știm până că face parte întotdeauna din vestimentația femeilor măritate. Obligatoriu. Da, eu... Tu nu e cazul. În general, fetele poartă podoabe de flori, iar în momentul căsătoriei, femeile poartă batic. Uh-huh. Așa se poate face și diferenția fetele de femei. Nu știam, da. Dar interesant. E bine de știut. Noi am găsit foarte multe videoclipuri pe internet, foarte bine realizate, în cadre deosebite, și aș vrea să oferim publicului posibilitatea să vizioneze. Am pregătit în prima parte acum 3 videoclipuri, după care revenim în a doua parte a emisiunii cu noutăți. Stați alături de noi! Thank you.
și-am să-ți cânt cât mai las urmi. Cu scripca și doboșarul alung din inimea maru. Când i-a dat Dumnezeu mie lumii, cânti cu sprijin sâncii. Cu el să ne alumna cazul lumii, și astăzi și mâni sufletul s-a linii la greu și la ghinii. Eu lasă Dumnezeu glasul să-l port cu minită pasul, să cânt la joc ram și nu să-mi veseles glumii multe, să las moștenire odată în lumii, cu drag și la mefată. Niciodată să nu uit în lumii, mai departe să vi-l cânti, cânticul rămâni. Sufletul s-a linii la greu și la ghinii. Zi-i scripcarii cântă că lumea ne ascultă, vântul să ne poartă, cânticul de partii.